Așa e 24 din 24, ca să înțelegem de cine ajung nouă nervii în vârf părului. Mai zic și eu? Mai zic? Place, Patrick, de etnă nervoasă. Îmi place cum se enervează, da. Are un stil frumos așa. Așa, pune piciorul în prag. Da, suntem oare, ok, eu am o scuză. Hai, pentru a iese mai mici, pentru fetele mai mici, dar când ai 29 de ani... Că vrea, că nu vrei... Bun, eu... Păi dacă te atacă toată lumea, normal că... Dar cu ce te atacă? Cu ce te atacă? Ce comportament am avut? Păi chiar ți-a spus niște cuvinte frumoase după ce... Mihaela, mi-am motivat votul. Eu nu cred că ți-am greșit nimic. Da, este părerea mea legat de ceea ce s-a întâmplat. Și pe urmă, cumva, votul vostru nu mai era spre mine. Dar de ce o implici pe Mihaela, ți-am explicat adineaur că votul meu... Nu, vată. Dar nici nu-l nu puteam să fac ca tine, pentru că e mai asumat. Mihaela... Și eu s-a asumat. Adică nu m-am dreptul să mă exprim. Adică eu, când o să fiu în gală, tot timpul să stau pe scaun, că nu cumva să mă voteze cineva. Voi ați spus, fii tu, Mihaela, fii tu cum ești tu. Pentru că am fost eu, gata. Dar nu a spus că ai vorbit mult, a spus că Mihaela, cum trebuie, nu? Lasă puțin, Cristina, te rog. Păi da. Mihaela, ți-am explicat că votul se poate modifica și în funcție de ceea ce vezi în gală. Sunt multe chestii, pentru că și gala face dacă parte tot din emisiune. Dacă mă văd ceva de împărțit, n-am avut cu tine. Am cu Bianca și cu restul fetelor, unul cu tine. Păi am înțeles, da, dar noi ce să votez de la fete? Votez în funcție de ce? Restul. De borcane, de ce să votez? De sandale, de ce să votez? Nu, tu trebuie să te ghidezi în funcție de ce vezi în omul ăla. Dacă vezi că își dorește să cunoască cineva în casă, nu că are o ceartă cu fetele în casă, da? Păi da, tu nu vrei să cunoști, n-ai venit. Bravo, bine zis. Nu mai trebuie să venit pentru un alt scop, da? Votez în funcție și de asta, Mihaela, votez în funcție și de asta, votez și în funcție de comportamentul persoanei respective față de cei din jur, pentru că suntem un colectiv de oameni. Și trebuie să ne respectăm unul pe celălalt, nu să ne credem superiori, nu să ne avem o atitudine arogantă, nu, înțelegi, votăm în funcție de mai multe categorii și mai multe criterii. Sunt mai multe criterii aici. Că tu poate îți găsești pe cineva, eu cred că toată lumea de acolo își dorește să găsească pe cineva. Dar cum să-și găsească? Dacă noi spunem că se potrivești cu Robert sau o chestie și o ia, vai, că te-ai jignit. Nu am spus jignire, cuvântul ăsta am îl băgați pe gură voi. N-am spus așa vedea, ceva. Vom vedea filmările din gală. Nu am spus. Am spus că nu am simțit niciunul față de celălalt o chimie, unul. Da, dar te-ai simțit atacată, tu ai spus, Mihaela, că te simți atacată. Când noi ți-am spus că te potrivești cu Robert, tu ai spus, mă simt atacată. A zis și doamna Andreea, n-ai văzut. Este un pic sinonim cu jignirea. Okay. Ei, ca caractere, se combină la max. Dar tocmai că plus cu plus nu se atrag, numai plus cu minus. Înțelegi? Deci eu am nevoie altceva. Și e la fel. Da, dar nu pot, nu trebuie să o iei ca o jignire. Vezi, domnic, noi am văzut că voi v-ați înțeles foarte bine. Dar pentru că am stat noi doi singuri fără nimeni, cumva, gata, noi... Dar nu din cauza asta. Dar oricum, a spus-o frumos. Te băgând pe plus cu Robert să fie răzăția. Știi ce, Manon, așa cum când am făcut jocul cu hârtia, am vrut să văd, simt ceva. Și Robert și tu la fel, nu? De-aia eu pot să stau aproape, oricât de aproape de cineva. Dacă nu simt nimic, nu tremur, nu am nimic. Nu, omule, înțeleg odată. Nu. Da. Am văzut la voi reacția voastră, am văzut și la alte persoane care poate au încercat cumva să fie mai... cum vorba ta, să nu arate ce simte, dar să vede. Patrick, ia mai vă o dată. Ok. Ionuț. Ia, uite-te. Nu mă uit, nu vreau. E pus la ceva joc împreună. Da, nu, mă. Face chestiile astea intenționat. Dar să le facă, Doamne ajută, să-mi fie un cuplu la un moment dat. Bă, a fost frumos până acum. De acum încolo vom vedea ce va urma. Ionuț. Da, votul meu toată săptămâna mi-am impus să nu o votez pe Mihaela, pentru că eu consideram că se poate deschide în fața noastră. Gala mi-a schimbat puțin mentalitatea. Aveam în gând și pe Bia, dar cred că mai mult mă ceas pe Mihaela, nu știu sigur. Hai să nu mai jucăm. Eu, Marinel. Inițial, o aveam în gând doar pe Eba, deci... pentru că chestia aia cu Lăutarul și toată mânțepai, dar venind gala și fiind în gala, mi-am schimbat cu totul votul, adică total. Și votul tău se îndrepta către... Mihaela, normal. De ce? Pentru că, în primul rând, mie mi se pare că le-a jignit pe fete. Asta e părerea mea. Și pe tine, dar tu n-ai jignit pe nimeni, dragule. Tu pe nimeni n-ai jignit. Lasă-mă, Mihaela, să spun ce am de spus. Eu cred că n-am jignit pe nimeni.
Nu i-am spus nimănui că, bă, eu sunt mai tânăr și câteodată, eu sunt mai frumos și eu și dacă nu spui zâmbetul perfect și a tău e urât. N-am zis niciodată chestia asta către nimeni. Nu că nu m-a făcut și altă. Că nu că nu aș fi, adică serios. Da, oricum. Suntem aici. Acum am mai rămas Alexandru. Mihaela. De ce? Eu zic că motivele sunt destul de evidente. În primul rând, da, chiar nu eram prea sigur, însă momentul în care... Acum primea el. Mihaela e o atitudine foarte dar arogantă și vedem că vei avea ceva de pierdut, sincer. Nu, lasă să termine nici Alexandru cu vorbea. Da. Zic că... Nu mă mai interesează, serios. Adică am înțeles... Eram convinsă că o să mă votați toți. Mihaela, am înțeles că nu te interesează părerile lor, dar măcar să ai bun simț și respect față de ei. Să asculți. Și să asculți. Mamă, ușor, Radu, să te transformă într-un tătic de la dubără. Păi dar nu mă, dar serios, adică măcar ai bun simț și respect și ascultă ce vrea omul ăsta să zică. Dar lăsați-mă, fă, dacă nu mi-a ascultat femeia. Că vorbește un om, nu latră un câine, vorba lui Ionuț. Motivele sunt evidente. Da. Eu cred că noi mai avem o săptămână la dispoziție pentru următoarea gală. Și să ne schimbăm. Nu e mult timp la dispoziție ca să ne schimbăm părerile, dar săptămâna asta putem să ne schimbăm părerile la max. De grav. Ideea că nu e atât de grav ce se întâmplă acum în casă, dacă devenim toți mai maleabili și discutăm omenește și ok, se va schimba toată nebunia asta. Dacă continuăm așa, avem și ăsta Andrei de la... Puteți să-l anunțați, să-i spuneți... Andrei, ai stat jumătate de oră! Ești bine? Aveai două voturi, Andrei. Întreabă tu de Bianca ce ai zis mai devreme. Ce ai zis Bianca mai devreme? Eu am spus, când doamna Andreea ne-a întrebat de vot, am spus, m-am gândit în capul meu în general, dar și mai înainte am întrebat fetele, eu te-aș fi votat pe tine, Ionuț. Pentru că și vreau să iei asta foarte în serios, nu neapărat că poate era doar votul meu, dar chiar dacă suntem prieteni, mă înțelegi, facem caterincă, tot ce vrei, tu nu te deschizi, nu te apropii de nicio fată. Corect. Și aș vrea, uite, de asta, poate mai bine că acum Radu a adus subiectul, aș vrea să știi că, ok, săptămâna asta poate am fost singura, dar săptămâna viitoare poate sunt mai multe, poate totuși te deschizi, nu fă așa! Nu! Inima! Deschis, inima, Bianca. Nu! O fată care să fie pe gustul lui. Dar nu contează. Trebuie să sforțeze. Dar nu știu că intră o fată pentru dânsul care asta. Să se facă ta-ta-ta-ta. Păi de asta și zic, dar trebuie să vedem deschis. Dar nu trebuie să fie fals. Nu am o problemă dacă voi vreți să mă votați, chiar n-am nicio problemă, înțeleg perfect, pentru că și eu aș face la fel. Adică nu am absolut nici măcar o problemă. Mă puteți vota când vreți. Da, dar uite, eu i-am spus Bianca că ea știe foarte bine și Natalia la fel, prin ce ai trecut tu cu Larisa și că suferi în continuare și ar putea să te ajute. Asta. Știu, dar putea să te ajute. Eu înțeleg de ajutor, de ce, dar cum poți să ajuți omul care nu se lasă ajutat? Înțelegi? Uite, acum, că știi că asta e în gândul meu și poate pe viitor și la alte fete, poate... O să schimbi. Da, m-ai îngrijorat rău. Acum așa să mă gândesc serios. Acum ai fost fals tu. Nu știu, mă, va fi... Nu știu, știu mai adus tu niște floricele. Duci mă las cum în voia sorții, să știi. Mă las în voia sorții. Dacă se întâmplă să fiu în față, să plec acasă, înseamnă că tot mi-a fost scris pentru... Ionuț, dar tu ce simți? Adică tu mai vrei să rămâi? Sau? Nu știu, Natalia. Chiar am momente în care consider că aș putea rămâne și aș putea... Să merg mai departe, să-mi dau o șansă sau am și momente în care mi-aș dori să plec acasă. Cred că acum nu știu, depinde și de voi, ce vreți voi, depinde și de norocul meu pe care l-am. Nu țin cu dinții de experiența asta, dacă nu se poate, nu se poate. Dacă se poate, o să prețuiesc ce am. Eu consider că prețuiesc ce am atât timp cât mă implic în ce se întâmplă în casă. Dacă nu am găsit pe nimeni care să mă facă să vreau să o cunosc, asta e partea a doua. Dar în ceea ce privește activitatea acasă, consider că mă implic. Atât. Păi ce mai bine pentru tine. Fac. Te pup. Da, și eu pup. Și repede o reușit să zic. Hai să beam o cafeluță. Fă că beau, dacă faci. Acum eu nu ți-așa s-o pus în alertă. Pe gândire, știi? Știu, eu știu că poate era doar votul meu sau nu știu, că poate era cineva și Bia, adică noi două erau două voturi și majoritatea erau către Robert și chestiile astea, dar oricum el trebuia să știe asta, trebuia să știe că uite, mai sunt alte fete. Da, eu înțeleg, n-a fost din prima, dar nici cu Larisa n-a fost din prima. El când a intrat în casă a fost cu Kinga la început. Adică n-a fost wow din prima, știi? Ar trebui să-și dea șansa, măcar să se apropie, nu știu, mai mult decât amical. Ce fașezi toți? Ce băieți, ce fașezi? Chiar și la jocul cu Emma.
Știi? Adică am vorbit ceva cu ei când am fost la ei și acum toți votează spre mine. El e foarte închis la apropierile cu fetele. Pentru că încă iubește. Eu nu știu ce iubește el, ce face, dar ar trebui să se deschidă puțin, chiar dacă te pupa, nu se mai întâmpla nimic, era... Și gata. Da, el a rămas foarte zămăgit cu jocul ăla, a venit la mine și a cerut scuze pentru reacție și a spus că e din cauza că le are pe ale lui și e greu să facă chestia asta. Păi vedeți, adică e... Na, nu știu cât este de bine pentru el aici în casă, da, dacă el face Caterinca, am văzut că râde, s-a integrat bine cu băieții, e ok, dar după tema emisiunii care, știi, adică trebuie să fii deschis. Ok, nu-ți place de niciuna, niciuna nu ți-a trezit interesul, dar nu poți să... Adică e ușor, nu? Da, asta și zic. Da, bă, ce te-ai bucurat că ai scăpat de bie. Nu m-am bucurat, frate.